Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a patra din manualul ArtClet, cel mai nou. Să știți că din ArtClet cu coperțile maro se învață la fel pentru că el conține exact aceleași texte. Cine are acest manual, după ce se abonează, să-l deschidă la pagina 105. Cine nu are acest manual, după ce se abonează, este rugat să facă o captură de ecran pentru această pagină. Se vede, dragii mei. Poți să încerc să o țin mai deschisă ca să se vadă mai bine. Bun. Cazul nominativ. Ce este cazul explorare? Lucrați în perechi, precizați funcția sintactică a substantivului sanie din propozițiile de mai jos. A. Sania este nouă. Cine este nouă? Sania. Sania este subiect în cazul nominativ. B. Iau Sania din debara. Ce iau? Sania. Sania este complement direct în cazul acuzativ. C. Îi pune Saniei o sfoară în față. Cui pune? Saniei. Saniei este complement indirect în cazul dativ. D. Culoarea Saniei este roșie. A cui culoare? A Saniei. Saniei este atribut substantival genitival în cazul genitiv. Exercițiul 2 grupează formele asemănătoare ale substantivului sanie din propozițiile de la exercițiul 1. Cum să le grupăm? Nu înțeleg. A, probabil că la cazurile nominativ și acuzativ substantivul are aceeași formă și anume sania, iar la cazurile dativ și genitiv substantivul are aceeași formă și anume saniei. Repere, cazul este forma pe care o ia substantivul pentru a exprima funcția sintactică într-o propoziție. Cazul nominativ explorare, exercițiul 1. Identifică subiectele din textul de mai jos. Fetele au ieșit la joacă. Cine au ieșit? Fetele. Fetele este subiect. Niște băieți le plimbă cu Sania. Cine plimbă? Niște băieți. Niște băieți este subiectul propoziției. Nu niște băieți sunt subiectul. Este subiectul. Din când în când cad fulgi de nea. Cine cad? Fulgi. Cuvântul fulgi este subiectul propoziției. Exercițiul 2. Menționează prin ce parte de vorbire se exprimă numele predicative din textul de mai jos. Vecina mea este patinătoare. Ce se spune despre vecină? Că este patinătoare. Este patinătoare predicat nominal format din verb copulativ este și nume predicativ patinatoare exprimat prin substantiv. Ea este o sportivă talentată. Ce se spune despre ea că este o sportivă? Este o sportivă predicat nominal format din verb copulativ este și nume predicativ o sportivă exprimat prin substantiv comun. Dansul pe gheață va fi mereu plăcerea ei cea mai mare. Ce se spune despre dans că va fi plăcerea?
Va fi plăcerea este predicat nominal format din verb copulativ va fi și nume predicativ plăcerea exprimat prin substantiv. Repere. Substantivul cu funcția sintactică de subiect sau de nume predicativ este în cazul nominativ. Substantivul în cazul nominativ poate fi articulat hotărât, ca în exemplul copiii se joacă, articulat nehotărât, niște fetițe râd, sau nearticulat, vine ger mare. Când substantivul în cazul nominativ este nume predicativ, cel mai frecvent este nearticulat, ca în exemplul tata este avocat. Aplicații, exercițiul 1. Precizează care substantive în cazul nominativ scrise italic în propozițiile de mai jos sunt subiecte și care sunt nume predicative. A. Vântul bate destul de tare. Cine bate? Vântul. Vântul este subiect. B. Crivățul este vântul cel mai rece. Predicatul nominal este vântul, este format din verbul copulativ este și numele predicativ vântul. C. Începe viscol puternic. Cine începe? Viscol. Cuvântul viscol este subiect. D. O rază de soare s-a strecurat printre noi. O rază de soare s-a strecurat printre noi. Cine s-a strecurat? O rază. O rază este subiect. E. Zăpada este o pătură strălucitoare. Ce se spune despre zăpadă? Că este o pătură. Este o pătură este predicat nominal, format din verb copulativ este și nume predicativ o pătură. În cazul nominativ, exprimat prin substantiv. F. La noapte strada va fi un pod de gheață. Ce se spune despre stradă că va fi un pod? Predicatul nominal va fi un pod este format din verbul copulativ va fi și numele predicativ un pod exprimat prin substantiv. Exercițiul 2. Menționează substantivele în cazul nominativ din textul dat, precizând funcția lor sintactică. Anton este fratele meu geamăn. Anton, subiect. Fratele, nume predicativ. Suntem elevi în clasa a șasea. Elevi, nume predicativ. Informatica este pasiunea noastră. Informatica este subiect. Pasiunea este nume predicativ. Bunica a fost campioană națională la patinaj și mama ne îndeamnă să fim sportivi ca dumna ei. Bunica este subiect. Campioană este nume predicativ. Mama este subiect. Sportiv este nume predicativ. Exercițiul 3. Analizează după modelul dat substantivele din textul de mai jos. Iarna s-a înăsprit. Vântul furios urlă. Norii întunecați sunt valuri reci și înspăimântătoare. Ninsoarea este o pulbere fină presărată peste tot. Gerul este un balaur amenințător. Iarna este deja analizat. Vântul, substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât L, funcția sintactică de subiect. Norii, substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât I, funcția sintactică de subiect. Valuri.
substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul nominativ, nearticulat, funcția sintactică de nume predicativ. Nin soarea, substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât a, funcție sintactică de subiect. O pulbere, substantiv comun simplu, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul nehotărât o, funcția sintactică de nume predicativ. Gerul, substantiv comun, gen neutru, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât L, funcția sintactică de subiect. Un balaur, substantiv comun, genul masculin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul nehotărât un, funcția sintactică de nume predicativ. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această lecție. Dacă ați înțeles-o și v-a plăcut, lăsați-mi un like și vă rog să nu uitați să vă abonați. Vă aștept la alte lecții de limba română și de limba engleză. La revedere!